Și am revenit la Redevil. Asta e al, cred că al 4-a sau al 5-a cu țigani la colț. Și azi avem un alt invitat dintre, un alt invitat dintre țigani pe, pe Hard Karashi. Yeah. Da, l-ați auzit acum. L-avem și pe Dani în convă, însă ăsta își face temele. Și vine și el în vreo câteva minute. Da. 10 maxim. E cum să pornești acum filmarea. A, îți faci și tu acum filmarea? Da. Ok, deci e foarte fain sincronizat. Și stați așa. Ne-am întors. Nu știu, pe mine mă da afară că zbor. Că ce? Pe mine mă da afară că zbor, dar eu nu zbor. E, asta e, știu, se întâmplă bugul ăsta la o grămadă de servere. Da. Punem o mică pauză aici. M-am întors iarăși și ceva mesaje la chat. Ok, vorbește. Ok, și un alt ok acolo. A pus pauza la filmare. Dar știi că Dani poate să te audă, nu? Da. Atunci de ce ai scris la chat? Ok, și Dani a pus protecție la case și nu știu de ce, deși m-am logat ultima oară pe server cu ăsta, skin-ul meu Xira, nu pot să intru la nu pot să sparg nimic în preajma casei mele și nu pot nici să intru în chest și nici în furnace. Nici. Poate s-a pus cineva în loc la el. Dar chiar, bă, cine să fie ăla așa deștept că mi-a făcut așa ceva? Nu știu, eu nu știu unde stai. Eu stau într-o casă de la o casă mică de la un așa zis village. Așa zis? Așa zis pentru că e doar o singură casă. Mișto? Da, ce m-am gândit să fac lângă turnul meu Ia, pare că Dani ne-a auzit ce am zis și o să zică ceva. Intră pe server. Scrie că nu te aud. E numai baiul aici. Hop! Și normal mi-a avut un damaj imens. Și aici o ciupercă. Cineva a trecut pe aici și noi nu știm. Și ne băgăm și la wooden plank-uri. Numai cu stack-urile avem aici. Așa și coal. Cam avut noi coal, dar acum nu mai e. Bă, dar când ne ducem și noi în end? Când găsește asta iarăși Enderman. Și de data o să-i vină idei sinucigașe. Și mai scrie ceva, acel bă nu mai scrie. Devil nu e pe SV. Cum bă să nu fi pe SV, că sunt pe SV, că mă cheamă Xira. Mă, deci ăsta probabil i-a băgat un fel de lag sau un bug ceva la consolă acolo. The Extreme, Xira, Neața. Neața. Cine e Xira? Cine crezi? Cum se făcea leverul ăla? Și The Extreme X. Salut. Mă bucur să te văd. Să nu-i cu Dani pentru că ești un creeper. Iar serverul acum are un bug. Pare că după ce o să termin tot căul ăsta de săpat aici, o să revină. Și la mine îmi arată că fuge și e și... Da, știu. Mamă, ce m-a închis ăsta aici.
Nu! Cine mi-a dat foc, bă? Cine mi-a dat foc? Cine? Na, spune-mi cine, cine? Cine-mi dă foc mie? Să nu te apui cu mine, căci eu sunt măreț și glorios. Și a, da, m-am gândit că o să mă apuc până la urmă de vlogging-ul ăla, până la urmă. Cândva o să fie, dar nu știu, dar nu știu încă când. Nu știu și eu, mă. Moaia eternă a vieții. Moaia eternă. Și ce groapă. Ok, și clar n-am ce face dacă vorbesc așa într-una. Dar nu-i bai. Deci nu sunt fiecare episod din seria pe care am făcut-o eu cu Tigania. Am apărut cu o casă nouă. Nu știu dacă o să mai țin cu această, ma, această tu... tradiție. Ba, tu ai făcut serii de Outlast? Nu. Aș fi vrut să fac și eu, dar am placă video bună, ce să zic. A, da, și mai avem și armură pe aici ceva, pentru că na, intrasem pe server de dinainte. Cu ceva timp în urmă. Iar serverul s-a redeschis ca să bagi la 1.7.2 bucket. De-astea. Să puteau pune gărci pe nisip? Nu știu. Dacă pui o barcă pe nisip, te miști, să zicem, 15 km pe... Nu. Faci așa cam un metru pe minut. Ce mișto e! Nici o parte mișto mi-i place. Și știi că un metru în Minecraft e un bloc. Băi, mișto, mi-i place. Bă, ăsta... Karashi, în primul rând, cream că ai o voce mai... cream că o să ai o voce mai groasă. De ce? Pur și simplu, cam așa părea din numele la care ți l-ai pus. Și în al doilea rând, tu mai ai vreo fostă casă pe aici, pe server? O să eu? Dacă ai vreo fostă casă pe server. Unde? Aveam o fostă casă. Da. Că vreau să te întreb de ea, pentru că... nu, stai că la Daniel pus protecții și bucket-uri din astea și na, nu, n-aș putea să iau pe aia. Acum nu sărim. Poftim? Dacă e spate o pas. E, nu mă, numai că câteodată mi-e prea lene. Și parcă n-aș face un întreg episod iarăși numai să-mi fac o casă. Și... a, gata, mi-am găsit unde să-mi fac casă. Îmi pare cam... cine a ieșit? A, este problemă cu acest apel la Dani. Bă, biomul de savana avea copacul ăsta, cum îi zicea... stai așa. Ăla, bocat și asta cum? Unul care are miezul roșu. Biomul de savana are copac de ăla, nu? Da, mă face ala rus. Da, ok, deci aici am fac eu casa în biomul de savană. Ne-ar fi și un mob ceva ghepard pe aici, dar nu bai. Și ceva s-a întâmplat foarte inteligent și venim cu o pauză. Și la fel și eu m-am întors. E... și poate văd după 2 secunde iar în spate de server. Na, mă, a fost ceva clasic pe aici. Da. Na, doar de Dani ține serverul. Dacă știi cum zic. Da, e bun rău. Da, știu. Apropo, tu te-ai uitat la videourile de pe canalul meu? Da. Ce zici de ultimul video care l-am făcut eu cu survival, cu Minecraft survival? Nu, cred că... Cea mai tare... Se numea, că nu mai știu, că nu prea m-am mai uitat. Episodul 1. Nu mai am un episod, am des Minecraft survival. Până acum. A, cine erai tu? Mă rog, bă, ce vreau să zic, da.
Deci la videoul ăla cu Minecraft Survivor am băgat o melodie dramatică acolo, care s-a și prins bine efectul, a sunat foarte tare și ne e frică, e seară și noi n-avem adăpost. Băgăm la lopată, hai, avem nevoie de una ca să grăbim treburile pe aici. Hai mă, ce lag poți să aibă? Ce? De unde tot lagul ăsta? Nu prea știu, dar mă rog. Nici nu știu. Da. Mie nu-ți parcă am lag. Eu cam am. Hai, ne facem... Hai, dar stai bă. Că noi trebuie să luăm astea cu noi. Hai, repede. Lopețica, curajasă! Dirt, aici, a... Bagă camuflaj! Ce lag a fost! Mamă, ce lag e! Da, știu! Eu zburai! Zburai peste... Mă rog, nu chiar peste... Nu chiar poate mulți, dar zburai ceva. Carașii, poți să-ți dai TP la mine? Da. Să vedem dacă merg opțiunile astea pe aici. Dacă ai probleme, deja am sap peșteră. Da, până se face ziua, în zi de noapte, ne întoarcem cu o pauză. Și ne-am întors și le atacăm pe Costel! Am deschis video-ul, Dani. Ce se iau de fund de gelete? Dani, vezi că am deschis video. Gelete. Costel și un creeper. Dani, eu iau pe Costel pe creeper. Sau iau și pe creeper, Dani, bai. Stai, lasă-mi puțin creeper-ul. Nu-l bate, nu-l bate. Am zis să nu-l bate, nu-l bate. Nu l-am bătut. Dar spune asta și lui. Unde sunteți? Undeva. Așa n-au reușit. Da, uite în spate, Dani! Dani, uite în spate. Nu știți nici asta. Stai, nu, vă să fac ceva porcul. Ce vrei? Să nu! Da, mă, haide. Ok, și Costel! Salut! Te-a pus dor de mine! Oh, da. Mai mulți Costei! Vino să ne luptăm. Am găsit. Ok, și unde-i groapa unde mi-am făcut eu pivnița? Haide, capul meu. Asta-i Karashi. Terminator. Nu mă cheamă Terminator, sunt Red Devil. Red Devil. Care a dat 14 diamante? Tu ai la. Cineva mi-a dat mie 14 diamante. Eu. A, mersi. Nu mai trebuie, bă. Bă, am uitat, bă, Dani, unde am făcut eu gaura de pivniță, bă. Unde-i pivnița? Bă, Dani, unde e pivnița? Ce are în ea? Poftim? N-am nimic în pivnița, numai că e așa, bă, uite pivnița aici. Numai că vreau să o țin minte, că vreau să-mi fac despre ei casa. Care și te-a stupat, Dani. De ce? Mi-ai dat foc. Ești numai perfect, bă, perfect. Dacă n-ai văzut faza,
A fost, era bine să pun un bloc, am spart blocul, am pus un bloc deasupra mea și am făcut un fel de spawner. Aha, da, și mamă ce sand colorat e paci și unul ăla era clean care, nu mai știu, 1.7 până de aici. Ce bă, cu bă, cu pivnița mea? Nu, hai că mă vezi cu oriunde, feriți-vă. Hai, să mor pe cineva. Bă, stai combat! Ce mă? Nimic! Frate, ce încet te aud! Dar nu-i vai! Ai dat-o mine? Nu! Ăla a dat! Mi-a dat foc! Și n-avem apă! Gata, fire! Muri, muri! Auzi, am nemuri! Ua. Perfect. Ia trebuie să mă. Ia trebuie să să parcurg pivnița. Da, să parcurg până la pivniță și care a dat? Eu. Eu nu pot să dau pe Dani. Sunt mor. Dar nu mai pot să-mi dau respawn. Gata, m-am tu și... De ce sunt încă în plăcă? Ce lag ai mă, Dani, bă, la server. Cred că iar dacă ești. Da, bă, sigur. Acum arată că sunt plăcă și... Lasă pivnița! De ce? Cu ce ți-a greșit pivnița? De ce? Nu mai da! Nu! Ce lag infect! Bă, frate, te pui cu mine? Bă, tu nu știi cu cine te pui, bă, frate, te fac. Ok, până... ...deinclanșăm deasupra pivnițe o casă din întâmplare... ...pauză. Și am revenit, acum parțial din casa a fost făcută, pentru că am lipsit, pentru că n-am filmat câteva zile la episodul ăsta. Că s-a făcut târziu și n-am apucat să termin filmarea atunci. Și aici Dani ne-a lăsat un cadouaș. Și oare ce nu mă surprinde ce se află în el? Ok. Filmează asta. Am filmat deja, să știi. Stai așa, ne-a trimis un mesaj și acolo la chat-ul de Minecraft. Și zice... eu sunt Red Devil. Ok. Ok, și ție, domne, 32 lol boot sau cum se citește și creepy. Sau bă, de când ne-am mai întâlnit noi doi, numai viața a lipsit. Au, damaj pe mufă. Și de asta avem noi pivniță. Și cum s-a putut, nu știu cum, dar s-a putut, ca noi să nimerim să filmăm noaptea. Serverul și 13 lol vut se înjură unul pe celălalt. E ceva foarte logic. Server, ești prost. Oare mă aude serverul? Nu mă aude serverul, e bun. Hai bă. Verifică sus. Mai vine ceva? Nu bai. Bă, stau neasa și noi aici o armă.
Ne apărăm cu lopata, ce facem noi? Bă, momentan nu vine mai nimica. Bă, trebuie imediat să băgăm și noi un acoperiș acolo. Gata, bă, știu. Ridicăm nivelul cu niște... Au! Ce? Nu! Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Hai, mă, cât de damaj îmi dai, bă. Deja mă trolează. Ia, mă, deci, ia, 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 ia. Oh, nu, nu și Costel, bă, parcă e întrunire de familie. Înapoi în pivniță. Tătrân, tătrân. Bă, pentru asta am creat... Mamă! Nu. Pentru asta am creat noi pivnița, bă. Și din fericire Costel ne-a ajutat cu ceva. Nu prea mult, dar ne-a ajutat. Bă, și noi ce facem acum până zi, mă? Noapte, mă? Cine? Server, vorbești. Sira. Ok, server, să-ți răspund. Ce e? Ai văzut cadoul meu? Nu. Doar așa puțin. Nu, doar așa puțin. Da, mă. Acum sunt sub asediu. Acum sunt sub asediu și deodată Dani a intrat. Și pauză. Și ne-am întors acum. Îi zi sau noapte, nu știm oare. Îi zi! Au, și tot atacați rămânem. Stai așa, bă. Nu, mă, deja m-a enervat, bă. Eschivă inteligentă. Au, și am murit. Bă, stai așa, dacă am murit asta... Oh, mă, gă. Hai, bă, Dani, îmi spune zeu la rev de, bă, că e pivnița deschisă. Intră țiganii și ne fură nimicul din pivnița mea. Hai, bă. Parcă aș sări pe caramele. Dani, help me. Tab. Băgăm tab și tot nu vedem câți playeri sunt pe mapă. Dani. Până ne întoarcem acasă, pauză iarăși!